ultima oră. Luptă grea pentru subliniere FIA Academiei Române, Ioan Aurel Pop a câștigat alegerile. Ioan Aurel Pop este noul presubliniere-dinte al Academiei Române. Pop a fost ales, joi, de adunarea generală a Academiei Române, cu 86 de voturi. Contra candidatul său din al doilea tur, Victor Voicu, a obținut 56 de voturi. Conform statutului Academiei Române, adunarea generală este constituită dacă se asigură cvorumul de jumătate plus unul dintre membrii activi, titulari, corespondenți sublinierei de onoare. În prezent, Academia Română are 202 membri activi. Presubliniere dintele este ales fie cu două treimi din voturi în primul tur de scrutin, fie prin majoritate simplă în al doilea. Presubliniere dintele ales, pentru un mandat de 4 ani, în subliniere îi preia funcția după 15 zile de la data alegerii. Pe data de 20 aprilie vor avea loc alegerile pentru funcțiile de vicepresubliniere din C4, sublinierei de secretar general. După decesul lui Ionel Valentin Vlad, pe 24 decembrie 2017, prezidiul Academiei l-a ales. Pe 5 ianuarie, pe Cristian Hera în funcția de presubliniere dinte al acestui for, pentru 3 luni, până la organizarea de alegeri, scrie Agerpres.